Iată că au trecut câteva zile bune de când am însămânțat aceste răsaduri și încep să se vadă rezultatele. O să le luăm pe rând, aici avem vinete. Ia să vedem, vinete negre și aici sunt vinetele pestrițe, da? Au răsărit, se văd micuțe, dar există. Și aici au pornit. Iată. Aici sunt roșiile negre și aici avem câteva care au răsărit. Aici sunt inima de bou, unele chiar sunt destul de mari. Aici avem pepenele, încă nu a răsărit, posibil să fie, dar mai așteptăm, iar aici avem roșia pară și aici au răsărit câteva, iată. Cam așa este situația cu răsadurile. Ele cresc destul de greu, trebuie să avem răbdare, iar ele să aibă lumină, căldură și apă ca să se dezvolte. Ne vedem în grădinița de flori, pentru că astăzi am de lucru, trebuie să o curăț și să replantez niște bulbi de zambile. Așadar ne vedem! Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Sikart Handmade. Astăzi eu o să rămân tot pe grădinărit, să zicem așa. O să fac un pic de ordine în mini grădinița mea. Deja vine primăvara și grădinița mea așteaptă să fie curățată. Se prezintă la modul ăsta. Aici am trandafirii, care deja au frunzele desfăcute. La noi nu a fost iarnă, a fost mai mult cald, a fost mult soare, puțină zăpadă în lunile astea de iarnă, adică ceva neobișnuit pentru noi și atunci văd că și plantele au pornit mult mai devreme. Aici sunt lalelele. Zambilele. Un liliac care văd că a înmugurit. Da. În fiecare an a tot căzut sămânță de la floare și s-au înmulțit. Iar anul ăsta am hotărât să-i scoatem și să-i mutăm într-o altă zonă. Și deja facem lucrul ăsta. Asta este plină de zambile pe care le-am plantat acum un an, acum 2 ani. Deja văd că au floarea formată și toată aleea asta în linie este plină de narcise. Tot ce-mi rămâne mie de făcut este să mă apuc să-mi curăț grădinița de crenguțele uscate și de tot ceea ce s-a adunat de peste iarnă. Și în zona asta am foarte multă pălărie, eu așa o numesc. Este o plantă care nu mă ajută foarte mult, dar am să o curăț pe toată și am să mă duc să o dau, că am două gâște frumoase care mănâncă verdeață. Ursu, ce faci, ursu? Pleacă din florile mele, ursu! Nu se poate așa ceva. Du-te de aici, du-te, du-te, du-te! Da. Asta este. Iar a venit ursul. Doamne, ursul, uite ce e pe tine, ursul. Hai, du-te de aici, hai. Hai. Hai, ursul. Așa cum am spus, bucuria este a gâștelor. Am două gâște foarte bătrâne. Au mai mult de 10 ani. Și am și câteva găinușe foarte frumoase pe care le păstrăm și le îngrijim pentru ouă. Și eu aici am o mulțime de zambile, îmi plac foarte mult, sunt toate culorile pământului. Nu-mi vă mai spun ce parfum minunat au. De-abia aștept să înflorească și să le simt mirosul. Toate au flori. Ia uitați, nu e niciuna să nu aibă floare și aici la fel, același lucru. Sunt extraordinare. O piatră, o punem în găleata cu pietre. Am să fac și niște fotografii, pentru că merită fotografiate aceste mici bijuterii ale naturii. Sunt minunate, minunate. De 1 și de 8 martie la noi se fac cadouri astfel de flori, aceste zambile de care v-am vorbit. De exemplu, această zambilă am primit-o de la fata mea. Iată, încă mai are o floare care încă trăiește. Și astea de asemenea au fost primite de 1 martie. Au bulbii foarte buni, iar eu am să le replantez. Aceasta este o unealtă cu care pot să fac găuri în pământ și să plantez foarte ușor ceea ce am de plantat. O distanță de 10 cm. Iar adâncimea este fix acest nivel. Nu trebuie mai mult. Și prin răsucire reușim să obținem noua casă a noii noastre zambile. Iată. E destul de adânc. E gata grădinița mea, am curățat-o, am replantat și cei 3 bulbi. Sunt mulțumită că a obosit și ursul și cel puțin pentru moment îmi simt în siguranță grădinița și micile mele plante și flori. Doar medus.